Ianu, mai departe la Stanciu. Stanciu s-a întors imediat, pasează pentru Gheorghevski, centrare pentru Piovacari, gol Steaua. Piovacari scrie primul său gol în Liga 1 și este a doua reușită per total pentru atacantul italian împrumutat de roșialbaștri de la Sampdoria. Și ăsta e gol de vârf adevărat, Piovacari venit din spate, ia fața fundașului advers.